Bună dimineața! Totul s-a petrecut la doar o zi după ce proprietarul mașinii de aproape 100.000 de, de euro a reușit să o înmatriculeze în Timiș. Bolidul a dispărut chiar din parcarea locuinței Timișoreanului. Când s-a trezit fără mașină, bărbatul a mers la poliție. Hoții sunt... Profesioniști și-au acționat la comandă, susține proprietarul, potrivit căruia mașina a fost furată puțin înainte de ora 4 dimineața, iar el nu a auzit când aplicația de securitate anunța faptul că bolidul a părăsit locul în care fusese parcat. Potrivit aplicației de urmărire Porsche, mașina a rulat 53 de minute înainte ca hoții să-i dezactiveze dispozitivul GPS. Duminică seara însă, proprietarul a primit un mesaj de la un un cetățean care i-a spus că mașina lui se află într-un cartier din Timișoara. Într-un suflet a mers bărbatul acolo și numică i-a fost mirarea când a găsit mașina. La fața locului a ajuns și poliția care a ridicat probe din mașina furată și recuperată ulterior. Proprietarul însă susține că i-au dispărut din mașină 4.000 de lei. E bine, acum oamenii legii au deschis un dosar penal pentru a elucida acest caz demn de firmele cu hoți profesioniști.